v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Adina Martinescu, gazda emisiunii Despre Tine la Terra Nova TV. Despre Tine îți oferă un cadru unde vii cu plăcere și ne vorbești despre misiunea ta, despre pasiunile tale și despre ceea ce ești. În această seară am deosebită onoare să o am alături de mine pe doamna dr. Elena Gabor, specialist în terapia subconștientului și în regresia în viața dintre vieți și în regresia în vieți anterioare, instructor internațional de hipnoză, autoarea cărții Acasă la arborele vieții, introducere în știința subconștientului, precum și a mai multor manuale de specialitate. Are o experiență de peste 14 ani în domeniul hipnoterapiei și lucrează cu clienți și pacienți din întreaga lume. Predă programe de formare și certificare în hipnoterapie sub egida a 3 asociații internaționale de hipnoză, cu sediu în Statele Unite și în Europa. Locuiește în California de peste 17 ani și la bază este medic-stomatolog. Astăzi voi discuta cu doamna dr. Elena Gabor despre regresia în vieța anterioare și regresia în viața dintre vieți, și ce schimbări poate produce acest lucru la nivelul întregii noastre ființe. Doamna doctor Elena Gabor, este o reală plăcere să vă am invitat astăzi. Bine ați revenit alături de noi în studioul Terra Nova TV. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră. Mulțumim. Doamna doctor, ne puteți spune, vă rog, care a fost călătoria dumneavoastră până la ajunge să faceți ceea ce faceți astăzi? Eu am început călătoria cu facultatea de medicină, apoi cu facultatea de stomatologie, mi-am făcut specializare, după care am câștigat loteria vizelor și am plecat în Statele Unite și am primit sfaturi să mergem în California, că este raiul pe pământ, așa ne-a descris persoana respectivă. Și, într-adevăr, California este extraordinar de frumoasă și toată America este superbă. Iar acolo am aprofundat acest domeniu al subconștientului, al terapiei și medicinii subconștientului. M-am pregătit acolo, mi-am făcut formare, după care am început să lucrez cu pacienții. Am cabinete în Santa Monica, în Los Angeles și în Pasadena. Și am lucrat în jur de 14 ani. Am avut cazuri extraordinar de frumoase și am decis să scriu această carte Acasă la arborele vieții pentru a ajuta și oamenii să aibă o idee despre ce se întâmplă în ședințele de hipnoterapie, ce experimentăm noi la nivel subconștient, ce descoperiri facem despre natura noastră adevărată, despre univers, despre realitate și ce se întâmplă cu noi de avem problemele pe care le avem, dificultățile pe care le avem, viața pe care o avem, ce putem face pentru a ne îmbunătăți calitatea vieții și a sănătății și ce se întâmplă după moartea fizică, ce suntem noi cu adevărat și dacă existăm sau o parte din noi continuă să existe după moartea fizică. Descoperirile sunt extraordinare, sunt fascinante, iar transformările sunt uneori incredibile. Da, recunosc că am citit cu mare plăcere în 2020, prima dată când am descoperit cartea dumneavoastră, Acasă la arborele vieții, introducere în lumea subconștientului și am fost fascinată, am devenit fascinată de domeniul hipnoterapiei. Și știu că dumneavoastră nu faceți orice fel de terapie, de hipnoterapie, este o hipnoterapie spirituală, care te apropie mai mult de sursă, de Dumnezeu, de ceea ce ești tu ca și esență. Exact. Ne puteți spune ce este hipnoterapia spirituală? Hipnoterapia este un domeniu care se ocupă de problemele subconștientului. Deci în starea de hipnoză, care nu este altceva decât o proprietate naturală a conștiinței, deci nu este o stare așa cum a fost prezentată la Hollywood sau de hipnotiștii de scenă, ca acea stare
science fiction în care oamenii fac lucruri de care nu realizează și lucruri penibile și hilare. N-are cu nimic de a face cu ceea ce prezintă ei. Este o stare prin care cu toții trecem în fiecare zi. Când ne trezim dimineața, înainte să devenim complet treji, când ne amintim visele, da? Suntem încă conectați cu lumea subconștientului. Și seara când mergem la culcare, trece prin aceeași stare, ziua când visăm cu ochii deschiși, când facem lucruri pe pilot automat. Deci este ceva, o stare foarte plăcută, relaxantă, pe care cu toții o trăim în fiecare zi, de mai multe ori pe zi. Aceasta are teta? Este starea undelor alfa și apoi dacă te duci și mai adânc, de exemplu că meditezi, intri tot în aceeași stare și te duci și mai adânc. Poți să ajungi în teta, poți să ajungi chiar și în delta. Mm-hmm. Deci este o stare în care nivelurile noastre de conștiință se aliniază pentru că mintea conștientă și mai ales ego-ul acesta uman cu foarte multe întrebări, cu confuzie, se liniștește. E o stare în care mecanismele de vindecare se activează, toată ființa noastră se odihnește, se încarcă cu energie pozitivă, sunt foarte multe procese, se reechilibrează, care au loc în această stare. Iar eu prefer un anumit gen de hipnoză pentru că observ că sunt rezultate extraordinare și după mine este cel mai sănătos mod de a face acest gen de terapie. Putem să o numim și hipnoză spirituală, așa cum o numiți. Eu o numesc hipnoza de conectare cu nivelurile superioare de conștiință. Deci se aliniază nivelul conștient al gândirii cu nivelul subconștient, care este un nivel superior gândirii noastre, și cu nivelul supraconștient. Nivelul subconștient este mintea sufletului, da. Și nivelul supraconștient este mintea spiritului. Spiritul este partea aceea din noi pur pozitivă, foarte înțeleaptă, care este în cea mai aproape parte a noastră de divinitate. Este care, lumina din noi, cred. Da, ca, divinitatea fiind sursa de energie pozitivă, sursa creației, sursa a tot ceea ce există. Și genul acesta de hipnoterapie îl practic și îl promovez și îl predau, în care tu ca om să te aliniezi cu înțelepciunea sufletului tău, să te aliniezi cu înțelepciunea spiritului tău și să te conectezi la divinitate, la sursa de energie pozitivă, pentru că suntem ființe energetice, avem nevoie de energie să funcționăm la toate nivelurile, sufletul nostru are nevoie de energie și în acest mod ne și încărcăm cu energie pozitivă, ne și purificăm de blocajele pe care le creăm sau le atragem în câmpul energetic și astfel ne echilibrăm și ne putem chiar vindeca. Da, asta era oarecum următoarea întrebare. Dacă, cum ajută hipnoza în vindecarea traumelor și a blocajelor emoționale? Genul acesta de hipnoterapie ajută la mai multe niveluri. Dacă este vorba de partea emoțională, este vorba de partea de subconștient. Mm-hmm. Subconștientul are ocazia în acest gen de hipnoterapie să adopte convingeri foarte pozitive pe care le administrează hipnoterapeutul ca să înlocuiască programele de gândire nesănătoase, îndreptate către negativitate, care au de-a face cu frica, cu confuzia și așa mai departe, și astfel computerul nostru devine mai performant, ca să spun așa. Și la nivel emoțional, la nivel de suflet, la nivel de energie, prin aceste metode de conectare cu energia pozitivă, sufletul se încarcă, se odihnește,
își elimină și îndepărtează toate sentimentele negative și astfel omul se echilibrează, se simte mult mai bine. Și se vindecă. Da, exact. Și pe lângă asta mai este un component aceea de descoperire de sine. Există tehnici, în hipnoză se folosesc multe tehnici, în această hipnoterapie pe care o practic, multe terapii se pot folosi și una dintre ele este regresia la sursa problemelor sau la rădăcina cauzală a problemelor și astfel subconștientul, adică sufletul, are ocazia să-și exploreze sursele problemelor sale care ne influențează pe noi la toate nivelurile și să le corecteze, să le rezolve. Și astfel, după fiecare ședință, putem să ne simțim eliberați. Se transformă perspectivele, se transformă sentimentele, te simți mult mai puternic, mai echilibrat, devii mai încrezător, mai conectat cu cine ești tu, cu natura ta adevărată. Deci sufletul trece prin foarte multe experiențe în timpul hipnoterapiei și, da, cum ați spus, prin regresie în vieți anterioare, poate ne putem vindeca o problemă din trecut pe care noi am adus-o în prezent. Absolut. Și aici ar veni următoarea mea întrebare, dacă hipnoterapia ajută la vindecarea karmei sau la arderea karmei. Dacă pot să spun așa. Sigur că da. Terapia de regresie în viața anterioare se bazează pe conceptul reîncarnării, care are de-a face și cu karma pe care noi ne-o creem, atât o karmă bună cât și o karmă mai puțin bună, în funcție de ce creăm. Prin acest proces de regresie, atât de vârstă cât și în viața anterioare, ai ocazia să revezi ce s-a întâmplat într-o anumită situație care are de a face cu, să spunem, o frică pe care o ai sau o tendință pe care o ai sau niște gânduri care îți vin în minte și nu știi de unde vin și se repetă sau niște coșmaruri recurente pe care poate le-ai avut întreaga viață și nu știi de unde sunt și de ce se repetă. Și este foarte interesant că ai ocazia în regresie să revezi situația respectivă prin ochii divinității, prin ochii iubirii necondiționate și vezi totul prin această perspectivă mai înaltă, alegi să ierți, să accepți în primul rând ce s-a întâmplat, să ierți pe cei implicați în acea situație, să te ierți pe tine și să extragi din acea situație lecțiile și învățăturile pe care le poți aplica în viața actuală pentru a-ți rezolva problemele de viață. Ce este interesant în clipa în care acele evenimente inconștiente sau situații pe care tu nu le știi în starea conștientă, nu ai de unde să știi ce s-a întâmplat în trecutul tău, poate chiar și dincolo de această viață, în clipa în care acele evenimente ies la suprafață în conștient, simptomele dispar. Această idee a fost postulată de doctorul Joseph Breuer, care este unul dintre fondatorii psihanalizei, împreună cu Sigmund Freud. Și se cunoaște acest lucru în terapie, se știe că pentru a rezolva un simptom trebuie să mergi la sursele, la rădăcina cauzală și în clipa în care este identificată, simptomul dispare. Chiar există anumite riscuri sau, nu știu, riscuri secundare care pot să apară pe parcursul hipnoterapiei? Că poate foarte multă lume nu știe că poate să apeleze la un hipnoterapeut sau au auzit așa de-a lungul timpului că dacă rămân cumva blocat în viața dintre vieți, dacă mă întorc și nu mai sunt eu, adică trebuie să producem un pic de conștientizare oamenilor că da, hipnoterapia, din contra, îi poate ajuta foarte mult în viața lor să devină mai echilibrați, mai armonioși și nu e niciun efect secundar sau nu li se întâmplă nimic rău. Corect. Și eu exact fricile acestea le aveam la început când am mers să fac aceste cursuri și prima oară când să fac și eu să fiu client de regresie,
pur și simplu exact la fel gândeam, dacă rămâi blocat pe undeva, da. Acestea sunt niște mituri, niște idei absolut incorrecte legate de, de această terapie în starea de hipnoză. Nu au nimic de a face cu realitatea. Cred că au fost create de oamenii care nu știau în primul rând ce este starea, n-au experimentat niciodată ei personal așa ceva, sau n-au înțeles, doar din frică. Deci sunt niște idei venite din frică, nu au cu nimic de a face cu realitatea și ar exista astfel de cazuri documentate. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, nu există cazuri de acest gen. Toată lumea se trezește ca și cum te trezești dimineața din somn, chiar dacă, să zicem, că adormi, asculți o înregistrare și te trezești dimineața. Subconștientul tău știe ce face. Subconștientul nu este singur. Subconștientul nostru este ca o extensie a energiei divine, deci nu e niciodată deconectat de la energie. Da. Nu ai cum, ești ca o picătură într-un ocean. N-ai cum să te deconectezi de apa oceanului. Și el are legătură cu energia pozitivă care îl ghidează, îl inspiră, îl protejează. Este o cu totul altă lume la nivel subconștient și nouă poate ne este un pic greu să înțelegem ce este acolo și de aceea avem aceste frici. Dar în clipa în care faci prima oară o ședință de hipnoterapie și vezi cât de plăcut este, ce stare extraordinară este, că nu mai vrei să ieși din ea. Este o stare de atâta liniște și pace pe care tu ai căutat-o, o pace a minții, o stare atât de relaxantă a corpului și pur și simplu parcă simți în corp acea energie pozitivă, acea liniște, acea pace, acea stare de iubire necondiționată pe care ai căutat-o tot timpul. Simți că ai ajuns acasă. Da, exact. Că te-ai conectat cu sursa de energie pozitivă, așa simți. De unde am venit noi inițial, da, ca și suflete. Da, și când te trezești din acea stare, ți se pare așa, parcă ți-a fost curățată mintea de norii aceia gri și întunecați, ai gândirii negative, ți se pare de parcă ai dormit jumătate de noapte, că ai mult mai multă energie, ai claritate. Este o stare de purificare, aș spune eu. Se recomandă o pregătire specială înainte de a veni la o ședință de hipnoterapie? Ședința de hipnoterapie în sine te pregătește, te ajută să te scuturi de gânduri negative, de sentimente negative, de frici, de temeri, te ajută cu simptomele pe care le ai, te ajută să ieși din anxietate, din depresie, îți rezolvă tulburările de somn, dormi foarte bine noaptea după ședințele de hipnoterapie și pur și simplu paralizia în somn dispare, coșmarurile dispar. Deci este o metodă de a te echilibra la toate nivelurile. Asta îmi place mie la hipnoterapie, că nu adresează doar o parte a noastră. Cum în medicină, specialitățile medicale adresează o anumită zonă a corpului sau anumite organe sau sisteme. În schimb, hipnoterapia adresează întreaga noastră conștiință, întregul nostru sistem, inclusiv corpul fizic, pentru că scopul hipnoterapiei pe care eu o practic este de a ajuta întreaga ființă să funcționeze într-o stare de aliniere cu energia pozitivă, într-o stare de conectare la energia pozitivă, ca și cum ți-ai băga în priză telefonul să se încarce. Exact așa facem și noi în ședințele de hipnoterapie, pentru că una din componentele care are loc este partea energetică, în care omul se purifică, se încarcă. Există componenta de gândire în care omul își adoptă convingeri pozitive, formându-și noi căi neuronale în creier, care înlocuiesc vechile programe negative, nesănătoase de gândire. Și mai există și componenta de descărcare a înțelepciunii spiritului tău, accesarea înțelepciunii, ți se schimbă comportamentul, ți se schimbă starea emoțională și ți se schimbă perspectiva asupra vieții, devii mult mai iertător, mai iubitor, adopți iubirea necondiționată, mai înțelept, extragi doar lecțiile, te ții departe de drame și conflicte,
te concentrezi pe soluții, pe țelurile tale. Deci ajută din toate punctele de vedere. Mulțumim pentru toate aceste clarificări. Să înțelegem că în timpul unei ședințe de hipnoterapie și în timpul acelor experiențe prin care trece sufletul, sufletul ar putea descoperi cu mai multă ușurință misiunea sa în această viață. Mă gândesc că sunt pacienți care au venit, aveau o anumită profesie și după ce au accesat mai multe ședințe de hipnoterapie, întreaga lor viață li s-a schimbat. Și dacă ar fi să dăm câteva exemple chiar din cartea dumneavoastră, Acasă la Arborele Vieții, știu că era un personaj Mia, mai era și Iulia și profesorul Ben, dacă țin bine minte. Corect. Și lor li s-a schimbat cu totul viața după o serie de ședințe de hipnoterapie. Absolut, li s-a schimbat viața. Și în general, oamenii care vin la hipnoterapie spun și vin cu aceste întrebări: nu știu cine sunt, deci doresc să se regăsească sau să se înțeleagă pe sine și nu știu ce scop au în viață. Multă lume are aceste probleme și se întreabă: oare cine sunt eu cu adevărat? Oare care e scopul meu adevărat în viață? Și exact prin intermediul hipnoterapiei și terapiei de regresie fac această călătorie de descoperire de sine, de înțelegerea scopului vieții și de vindecare la toate nivelurile. Și vindecarea înseamnă să descoperi cine ești cu adevărat. Într-adevăr, în carte este exemplu cel mai bun. Absolut toate persoanele descrise în carte, mai este Sofia pe lângă cei pe care i-ai menționat, toți au făcut această călătorie, s-au înțeles pe ei. Mia, de ce avea gândurile de suicid, depresie, anxietatea, tulburările de somn, oboseala cronică, da? A înțeles, le-au înțeles de ce le aveau, au făcut transformările. Deci cu descoperirile acestea, cu înțelepciunea, vine și transformarea la nivel emoțional și la nivel fizic, ceea ce este extraordinar. Pentru că, de fapt, noi suntem ființe foarte complexe și totul are legătură, toate aspectele noastre au legătură între ele. Nu poți, de fapt, să adresezi doar pe bucățele. În hipnoterapie, de fapt, toate aspectele noastre sunt adresate, de aceea face parte din terapiile holistice, nu? Și transformările sunt uimitoare, greu de explicat, de la depresie, gânduri de suicid, exact simptomele pe care le-am descris, da? Să ajungi la o stare de echilibru interior, de recunoștință, de mulțumire, de fericire, de iubire necondiționată, dar pe care să le simți la nivel de trăire. Nu să le ai așa ca un concept în minte, că este o mare deosebire să citești despre lucruri, să știi ce trebuie să simți și să simți cu adevărat în sufletul tău toate aceste transformări. Este o deosebire enormă. Este o diferență enormă. Nu? Da. Și descoperirile lor sunt fascinante și de aceea am și ales să îi includ în această carte, pentru că sunt foarte multe cazuri, dar sunt cazuri mai speciale pentru că aceste suflete au abilități foarte frumoase, foarte mulți oameni. Oameni simpli au abilități extraordinare în starea de hipnoză și transformările lor sunt uimitoare. Așa cum a fost personajul principal al cărții, Mia, pacienta Mia, care a accesat niște stări superioare de conștiință, reușind să ajungă până la sursă, nu? Până la sursa, de unde toți au ajuns la sursă. De fapt, prima oară a ajuns la sursă Iulia. Da. Și după aceea și Mia a fost ghidată, Sofia a ajuns la sursă, profesorul Ben se conecta la nivel de sentiment, intra în niște stări extatice după ce a văzut o viață anterioară în care era un soldat roman care la un moment dat a ajuns lângă o apă, erau mulți oameni acolo și deodată a început să plângă
și și-a dat seama că a trecut pe lângă Iisus și el personal era botezat, era botezat de Ioan Botezătorul. Și a stat în starea aceea, deci efectiv energia din preajma lui Iisus pur și simplu l-a scăldat pe soldatul roman, Romanus îl chema, deci pur și simplu l-a scăldat, a trecut așa ca un val, l-a purificat și l-a adus așa într-o stare extatică. Vă dați seama ce puternică era energia lui Iisus, adică energia divină pe care Iisus o canaliza, o aducea în corpul lui și o radia. Deci nici măcar nu trebuia să te atingă sau să lucreze direct pe tine, doar prezența lui acolo, la o oarecare distanță, putea să te vindece. Exact așa s-a întâmplat cu Romanus în acea viață și pentru că profesorul Ben în această terapie a subconștientului era conectat la nivel de suflet cu partea lui de suflet care trăia în viața ca Romanus, deci ca și cum ai pune, te-ai conecta la o sursă de energie, când Romanus intra în stările acelea, prin intermediul părții de suflet a profesorului Ben, energia intra și în corpul profesorului Ben, purificându-l și vindecându-l. Din clipa respectivă, profesorul Ben a ajuns la o vindecare completă, să spun așa, că deja făcuse pași în celelalte ședințe, dar a fost cumva ședința care l-a adus în starea de echilibru, de vindecare, și care i-a transformat viața într-un mod extraordinar. A fost ca și cum și-ar reîntregit, și-ar fi reîntregit sufletul, ca și cum o parte din sufletul lui încă trăia atunci, în perioada aceea, cu Iisus. Și, practic, accesând aceste stări în subconștientul său, a ajuns să-și recupereze acea bucățică de suflet și să-și simtă acum sufletul complet. Aș putea spune asta? Eu am o altă metodă de a descrie procesul, nu este neapărat o recuperare. Toate viețile pe care noi le numim vieți trecute, din perspectiva subconștientului și supraconștientului, unde nu există timp, toate viețile se desfășoară în planuri paralele existențiale. Deci acea viață și toate viețile pe care noi le-am avut, toată istoria noastră ca umanitate continuă să se desfășoare pe planuri vibraționale existente paralele cu această viață. Deci oricând tu din viața aceasta te poți extinde ca suflet și te poți conecta cu altă viață pe care noi o numim anterioară, de fapt, dar ea nu este. Este o viață paralelă în care o parte din sufletul tău continuă să trăiască acea viață și tu nu faci decât conectezi cele două părți de suflet și dacă cumva partea respectivă de suflet trece printr-o experiență, cum a trecut Romanus în acea viață, în prezența lui Iisus, pur și simplu ca și cum pui împreună două cabluri electrice, energia începe să curgă și prin partea de suflet a profesorului Ben. Nu există o reîntregire în sensul că cele două suflete rămân împreună și nu există o recuperare a sufletului pentru că partea aceea de suflet ca Romanus acolo rămâne și continuă să curgă prin viața aceea pentru că noi suntem ca suflete râuri de energie. Deci tu ca suflet continui să treci cu râul tău prin toate acele vieți pe care le-ai trecut. Nu scoți râul de acolo dintr-o viață, da, și ce se întâmplă, nu mai ai viața aceea. Nu, rămâne acolo, dar tu în această viață ai învățat explorând viața trecută, poate te-ai încărcat energetic, poate te-ai eliberat de niște frici, de niște sentimente neplăcute ca în alte regresii și atunci tu te simți întregit, în cazul profesorului Ben, prin conectare cu energia lui Iisus și energia divină, care ce a fost interesant, a continuat să vină prin profesorul Ben săptămâni întregi după ședință. Profesorul Ben, de exemplu, stătea acasă dimineața când mânca și din nou intra în stările acelea extatice, se conecta la nivel de suflet cu energia divină și energia divină venea prin el, purificându-l. Da? Da. Și pur și simplu și înțelegea mesaje uneori,
primea informații, da, traducea energia și sub formă de informații, uh-huh. Și la un moment dat i s-a spus: când tu te vei iubi pe tine, cum te iubim noi pe tine, atunci o să lași toate lucrurile pe care le faci și nu sunt ok și te vei vindeca complet. Și procesul acesta a durat vreo câteva săptămâni, după care profesor Ruben s-a echilibrat complet. Da. Deci există acest aspect energetic pe care noi nu-l înțelegem chiar foarte bine, pentru că noi nu înțelegem lumea subconștientului, nu înțelegem ce se întâmplă la nivel uman, la nivelul de suflet. Noi știm foarte bine ce se întâmplă acolo, doar că nu avem așa o conectare profundă între mintea noastră umană și mintea noastră ca suflet. De aceea este important să te aliniezi, să te conectezi tu ca conștiință umană cu partea ta ca și conștiință de suflet, cu partea de subconștient și cu partea de sursă divină. Atunci, într-adevăr, poți să aduci energie prin tine, să fii tot timpul sănătos, să radiezi energie și să-i ajuți și pe cei din jurul tău. Poate ei nu realizează ce se întâmplă, dar se simt bine în prezența ta, se încarcă în prezența ta, se liniștesc în prezența ta și, de asemenea, poți să aduci informații, îți vin idei extraordinare, îți crește creativitatea, inspirația și poți pur și simplu să împărtășești acele informații care sunt de foarte mult ajutor pentru mulți oameni care au nevoie de ele. Deci acestea sunt cu adevărat beneficiile hipnoterapiei. Da, absolut. Deci anterior ai menționat dacă există cumva efecte adverse sau da, lucruri de genul acesta. Nu în genul acesta de hipnoterapie pe care îl practic eu, pentru că conectezi sufletul și omul respectiv cu energia pozitivă, cu energia divină, care este cu pacient tot timpul. Deci întotdeauna noi începem procesul de ghidare în hipnoză prin conectarea cu energia pozitivă. Nu facem absolut nimic până nu ne conectăm cu energia divină, o aducem în corp, ne înconjurăm corpul, sufletul se încarcă cu energie divină și totul se face prin intermediul energiei pozitive, da, care este de fapt energia divină. Tot auzim de conceptul de regresie în viața dintre vieți. De regresie în viața anterioare am discutat, dar de regresia în viața dintre vieți, nu recunosc că personal nu știu mare lucru. Vă rog să ne povestiți ce presupune regresia în viața dintre vieți. Regresia în viața dintre vieți este un termen creat de psihiatru Joel Witten din Canada și Joe Fisher. Ei au scris prima oară despre acest gen de regresie, după care psihologul american Michael Newton a scris și el, a avut experiență cu pacienții în această stare, și este un termen trademark, nu poate fi folosit. Termenul pe care eu îl folosesc este regresia în viața de dincolo de vieți, care oarecum arată despre ce este vorba. Este vorba despre regresia care cuprinde călătoria sufletului după ce iese dintr-o viață fizică, da? După ce corpul fizic a murit, călătoria sufletului de întoarcere înapoi în realitatea ultimă, în raiul descris de religie, la energia pozitivă de unde a venit, care este de fapt casa sufletului, și până se încarnează într-o nouă viață. Da? Deci este de fapt viața de apoi. Putem accesa termenul acesta. Da? Și putem accesa și noi această regresie în viața dintre vieți, chiar sigur dacă da, nu ne simțim rău sau nu suntem neapărat, că te poți gândi că această regresie poate fi făcută la niște persoane care sunt într-un stadiu avansat al bolii și care, nu știu, îi putem ajuta să ajungă mai ușor poate acasă, fără durere, fără... Vi s-a întâmplat da, să fiți... Se poate și așa, dar în majoritatea cazurilor nu genul acesta de oameni care au astfel de probleme severe vin, ci vin oamenii care doresc să se redescopere pe sine.
Deci este partea în care sufletul este ghidat să-și amintească de unde a venit, unde trebuie să se întoarcă în fiecare seară. Noi, ca suflete, în fiecare seară ar trebui să ne ducem în realitatea ultimă, în raiul descris de religie, în lumina divină. Deci în fiecare noapte, nu numai când murim. Știu că este promovat în religie că atunci când mor mergi la lumină, dar nu este adevărat. Ca suflet, pentru că sufletele noastre călătoresc în fiecare noapte, noi adormim doar când sufletul se extinde din corp. Este un proces natural pe care sufletul îl face tot timpul. Nu se deconectează complet de corp, ci pur și simplu o parte din suflet rămâne în corp, este din nou un râu de energie și se extinde din corp și acasă, în realitatea ultimă, ar trebui să se ducă, că acolo se purifică, se încarcă cu energie, se conectează, își aranjează treburile așa încât în viața umană se rezolve problemele, se conectează cu înțelepții de acolo, cu ghizii spirituali, cu persoanele sfinte, cum le numim noi în religie, cu sfinții, da? Cu divinitatea, cu cine dorește. Noi nu știm la nivel conștient lucrurile acestea, iar oamenii care vin pentru regresia în viața dintre vieți, în general, sunt cei care doresc să facă această călătorire de descoperire de sine și de a-și înțelege scopul vieții. Și, în general, când face regresie în viața anterioare, ele se continuă cu regresia în viața dintre vieți. Sufletul iese din corpul fizic, începe să descrie persoana unde călătorește, ce percepe, cum arată acum în starea de suflet, cum se percepe, da, unde merge, când intră în lumină, cum se simte liberat de orice problemă. Și oamenii care au experiență în apropierea morții descriu aceleași lucruri pentru că aceeași călătorie o fac. După aceea, în lumină, ce se întâmplă, ce procese au loc, cum intră în evaluarea aceea de după viață, în acea, cum se numește în religie, judecata de apoi, da? De fapt, nu e o judecată, e o evaluare foarte pozitivă a vieții din care a trecut. Sufletul este evaluat în privința progresului în acea viață. Cu câtă energie ai venit? Ai venit cu mai multă? Mai puțină? Sau ai stagnat? Și în funcție de asta se decide ce se va întâmpla ulterior. Sufletul poate să decidă să nu se mai încarneze dacă dorește, poate să decidă să se încarneze, să mai evolueze, să mai repare câte ceva, să mai învețe, da? Sau poate să decidă ulterior să rămână în realitatea ultimă și decizia să o ia când dorește. Mm-hmm. Și dacă ar fi să dăm un exemplu, nu știu, o persoană care nu știe care este misiunea sa în această viață și vrea să-și o găsească mai repede sau poate trece printr-o suferință foarte profundă. Ce tip de hipnoterapie i-ați recomanda? Cea de regresie în viața anterioară sau cea de regresie în viața dintre vieți ca să-și liniștească sufletul? În general, ele merg una după alta, deci nu poți să le separi chiar așa. Poți să-l scoți afară după ce și-a văzut o viață anterioară, corpul fizic a murit, gata, îl scoți afară, dar este incomplet să faci lucrul acesta. Știu că mulți hipnoterapeuți fac așa pentru că nu au pregătirea. În școlile de regresii nu se prea predă pentru că nu se cunoaște. Este un teritoriu de pionierat. Ceea ce am prezentat în cartea Acasă la Arborele Vieții este cel mai departe decât s-a mers până acum în această explorare. Michael Newton a lăsat-o într-un anume loc, după care noi am descoperit și mai mult cu pacienții, adică eu cu pacienții mei. Nu există încă o carte care să ducă și mai departe acest teritoriu, dar sunt convinsă că vor fi alții care vor duce și mai departe teritoriul regresiei în viața dintre vieți. Așa sau de este. Dincolo de vieți, da. Deci Acasă la Arborele Vieții, introducere în lumea subconștientului. Vă recomandăm cu drag să o achiziționați. Vă rugăm să ne spuneți de unde poate fi cumpărată această carte. De pe website-ul asociației noastre, care este hypnosisinmedicine.com/ro, adică hipnozanmedicina.com/ro, sau pur și simplu pot să-mi scrie mie și direcționez eu. Pe Facebook mă găsesc sub Elena Gabor, da. Sub numele de Elena Gabor, sau pot să-mi dea e-mail la drelenagabor@yahoo.com sau gmail.com, cum doresc.
Da, sau pur și simplu caută pe Google Acasă la Arborele Vieții și vor găsi unde poate fi procurată cartea. Da. Care sunt întrebările principale la care răspunde această carte? Foarte multe întrebări. Cred că sunt sute de întrebări la care răspunde, pentru că eu am avut nenumărate întrebări când prima oară Mia, prezentată în carte, clienta din carte, a ajuns în starea aceea în care se putea conecta cu înțelepciunea universală, cu maestrii spirituali, ca și în cartea pe care foarte mulți oameni din România au citit-o, Multe vieți, mulți maestri, a psihiatrului Brian Weiss. Eroina, caracterul principal al acelei cărți, Catherine, tot așa intra în starea de conectare cu maestrii spirituali, la fel și Mia. Eu citisem anterior cartea psihiatrului Brian Weiss și am recunoscut procesul, mi-am dat seama ce se întâmplă cu Mia, se întâmplă exact cum se întâmpla cu Catherine. Și atunci am început să pun întrebări și răspunsurile au fost extraordinare și ce este interesant, că Mia reușea să stea câte o oră, două ore în această stare de conectare cu maestrii spirituali, pe când Catherine intra așa sporadic și ieșea imediat. Psihiatrul Brian Weiss a apucat să pună o întrebare, două, după care conexiunea se întrerupea. În cazul meu am reușit să întreb lucruri de genul: cine suntem, de unde venim, de ce avem viețile acestea pe pământ, ce se întâmplă după moartea fizică, unde ne ducem, ce e acolo, cine e acolo, ce facem acolo, legat de viața pe pământ, de ce avem problemele pe care le avem, de ce e suferința aceasta pe pământ, ce putem să facem să avem vieți mai bune, ce putem face să ne vindecăm de diverse afecțiuni, deci nenumărate, acestea sunt doar câteva. Bineînțeles, am pus întrebări și legate de regresiile oamenilor, de terapia aceasta de regresie, de viețile acelea care par oamenii să le acceseze, chiar sunt vieți anterioare, cum funcționează realitatea. De acolo am învățat legat de faptul că nu există timpul așa cum îl vedem noi, că totul se desfășoară simultan, de fapt. Toate viețile sunt simultane, lucru pe care și fizica cuantică îl promovează, da, de fapt. Deci absolut toate informațiile primite sunt în aliniere cu ceva ce deja știm, ba cu religia, ba cu fizica cuantică, ba cu medicina, ba, dar sunt și foarte multe informații noi și clarificări pe care noi, de care noi aveam nevoie. Pentru că sunt informații în unele cărți, citești un lucru, în alte cărți citești opusul și după aceea devii confuz, nu mai știi ce să crezi. Da. Sunt foarte multe întrebări la care răspunde cartea aceasta și îi încurajăm pe toți cei care vor să descopere domeniul hipnoterapiei să ajungă să cumpere și să înțeleagă, să citească și să înțeleagă informațiile din această carte. Vă felicit cu drag pentru că ne-ați dăruit din cunoașterea dumneavoastră și a pacienților dumneavoastră. Mulțumesc mult, da. Mi-am dorit foarte mult să am acces la această informație, la aceste informații. Mi-amintesc că din facultatea de medicină mă rugam ca Universul să găsească o cale să mă arate secretele vindecării, pentru că simțeam că în medicină nu este suficient, nu rezonam cu anumite lucruri. Mi-au spus colegi de-ai mei acum că tu ți-amintești că tu tot căutai și se bucurau că în sfârșit am găsit ce căutam. Ce căutam, nu mi-amintesc lucrul ăsta, dar mi-au spus ei. Și iată că Universul a găsit calea. Eu nu știam că există o astfel de cale. Dacă mi-ai fi zis în facultate sau după că eu o să ghidez oameni într-o anumită stare și înțelepciunea divină iese din ei, aș fi zis, du-te de aici, fii serios, că nu există așa ceva. Da. Dar Universul are posibilități infinite și indiferent ce-ți dorești, care este benefic, vei ajunge să trăiești lucrul acela dacă ai încredere și mergi înainte cu pozitivitate, cu într-o stare de liniște și într-o stare de încredere că într-o zi lucrurile se vor rezolva sau vei primi ceea ce dorești. Da, așa este. Practic, această carte a fost scrisă pe baza experiențelor pacienților dumneavoastră și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați învățat de la pacienții dumneavoastră. Absolut.
Absolut, viața și ce e dincolo de viață. Corect, exact. Și în acest mod reușind să pun întrebări și să primesc răspunsuri exact cum vorbesc acum cu dumneavoastră, la fel de clar și cu și întrebările acelea puse maestrilor spirituali, la fel de clar veneau, ceea ce este foarte rar. Nu sunt foarte mulți oameni în lume care să se conecteze atât de profund, să aibă atâtea abilități, cum are de exemplu Mia, caracterul principal al cărții, și să vorbească direct, nu în metafore, în parabole, că mai sunt alții în California, sunt care se conectează și vorbesc, dar vorbesc într-un mod foarte general, cu multe metafore, cu multe cu multă învățătură, dar cu caracter general, nu foarte specific. Da, și omul nu înțelege. Da, da, nu sunt niște răspunsuri direcționate pe întrebare, sunt cu caracter general la oamenii pe care i-am văzut eu. Dar în cazul Miei este ca și cum ai vorbi cu divinitatea, cum stau eu de vorbă cu dumneavoastră acum, și răspunsurile sunt extraordinar de clare și la obiect, și ce e interesant, toate sunt coerente, adică nu există să-ți fi zis cândva ceva un răspuns și să intre în contradicție cu ce ți-a răspuns ulterior. Totul se leagă extraordinar de frumos. Sunteți aliniată cu sursa, sunteți un exemplu că sunteți aliniată cu sursa, pentru că și mă gândesc că ca și hipnoterapeut automat și dumneavoastră intrați într-o anumită stare când vă vine un pacient, și ca să puteți să-l înțelegeți și să-l ghidați cu atâta blândețe către sursă, și automat deveniți și dumneavoastră conectată cu sursa, da, în timpul unei ședințe de hipnoterapie. Ceea ce fac eu este să vizualizez și să intru într-o stare care este în aliniere cu vibrația respectivă, vibrația energiei pozitive, stare de pace, de liniște, de pozitivitate, și să vizualizezi lumina care ți intră în corpul fizic și te încarcă. Da. Știu că în momentul de față sunteți venită în România pentru a susține o serie de cursuri de hipnoterapie. Aș vrea să ne spuneți cum este organizat acest curs de hipnoterapie și cine îl poate accesa. Cursurile pe care le predau vor începe din august. Vom începe la Timișoara, va fi prima oară că voi preda la Timișoara cursurile de hipnoterapie și de regresii, după care la Cluj, la Brașov și la București vom avea anul acesta. Ele sunt organizate în mai multe module. Unul este preînregistrat de la Asociația Americană, în care se predă aproape tot cursul. Sunt ședințe, sunt exemple, sunt workshop-uri pentru a putea să se familiarizeze cu conceptele care vor fi discutate la curs. Este un modul care se poate audia când face lumea, face curap în casă, face mâncare, pot pur și simplu ca și cum asculți niște videouri de pe YouTube. Noțiunile de bază, da, introducere și hipnoterapie. Doar familiar, corect. Și acest curs poate fi accesat online, mă gândesc, primul modul. Deci primul modul este online, da. După care vor fi module în persoană, două module, a câte 5 zile fiecare, în care se predă tot materialul și se practică foarte mult. Se fac demonstrații și apoi se practică. Studenții practică unii pe ceilalți, avem și clienți, pentru a căpăta experiență. Manualul este foarte vast. Este un manual de 500 de pagini în format din acela mare. Da. Conține toate scripturile cuvânt cu cuvânt, ce pot să facă și ce trebuie să facă pe diverse probleme, de la depresie, anxietate, tulburări de somn, frici de toate felurile, afecțiuni medicale, inclusiv cancer, da? Tot felul de boli, probleme pe care oricine le are, limitări pe care le are. Deci toate au structura ședinței,
sugestiile, terapiile care pot fi făcute. Ședințele sunt de la început până la final descrise cuvânt cu cuvânt, deci nici nu trebuie să facă mare lucru decât să le citească, să înțeleagă ce fac și să mai adauge ce este specific pentru fiecare client. Da, a intrat foarte multă muncă în manualele respective, dar sistemul este foarte bine pus la punct, toate protocoalele sunt foarte bine puse la punct, așa încât și și studenții mei îmi spun același lucru, că nu au fost la niciun curs unde să li se dea cuvânt cu cuvânt ce trebuie să facă pentru fiecare afecțiune, pentru fiecare problemă, pentru fiecare terapie pe care o fac. Da, minunat! Deci următorul curs este în luna august. Da, la Timișoara, va avea loc. Cum se pot înscrie cei care vor să participe la acest curs? Avem site-ul acesta la Asociația Europene de Hipnoterapie Medicală și Terapia Subconștientului, hypnosisinmedicine.com. Mm-hmm. Deci hipnozanmedicina.com, scris în limba engleză, pe pagina românească /ro, da. Bara aceea ro. Și acolo se pot înscrie și din nou mă pot contacta pe mine să-mi spună că doresc să afle mai multe despre curs. Pot găsi informații și pe Facebook și pe Instagramul meu. Da. Sigur. La acest curs se pot înscrie și cei care nu au neapărat o anumită formare, ca și nu au studii medicale, sau se pot înscrie orice persoană care vrea să schimbe viața accesând, devenind terapeut sau hipnoterapeut? Pentru că hipnoterapia este o terapie alternativă, nu face neapărat parte din medicină sau din psihologie, deși în spitalele din America există secții separate de medicină alternativă în care hipnoterapia are un rol mare, în centrele de reabilitare din America nu fac nimic fără hipnoterapie, psihologii și ei învață un anume gen, fac hipnoza ericksoniană, care este diferită. Interesant este că la cursurile mele vin foarte mulți medici și psihologi și psihoterapeuți sau psihologi clinicieni care au făcut hipnoza ericksoniană, dar îmi spun că este foarte diferit de stilul pe care îl facem noi. Este altceva, îmi spun ei, și poate oricine să facă terapia aceasta și sunt oameni care cumva la nivel de suflet cred că au deja cunoștințe, nu oricine e atras de acest domeniu. Dacă sunt atrași deja, ei cumva recunosc că sunt capabili să facă lucrul acesta, pentru că sunt suflete foarte frumoase, foarte puternice, cu dorința de a ajuta alți oameni. Și este terapia alternativă. Nu pot să spui că e psihologie, pentru că psihologia este atee. Aici este un cu totul alt concept. Se implică lucru cu energia pozitivă, cu divinitatea, cu supraconștientul, care în psihologie nu prea există. Înțelegeți? Da. Deși să vrei să o integrezi acolo, nu poți. Deci acest curs Este de fapt medicina subconștientului. Ar trebui în medicină să creăm o nouă specialitate. După părerea mea, medicii ar trebui să cunoască acest domeniu, pentru că foarte multe afecțiuni pe care ei le tratează, cronice, dispar într-o ședință de hipnoterapie și decât să ia oamenii medicamente luni, ani de zile, mai bine într-o singură ședință de 2-3 ore ai terminat totul. Nu este mai extraordinar? Medicul în primul rând trebuie să știe și hipnoza a fost folosită inițial în medicină. Dacă vă uitați la istoria hipnozei începând din 1700, deci este plină de medici. Doar medici au folosit-o pentru anestezie, s-au făcut și continuă să se facă la multe spitale din lume operații chirurgicale și de chirurgie mare în hipnoză. Bineînțeles, se folosește și pentru vindecare și pentru tratamentele diverselor afecțiuni. Deci hipnoza înlocuiește anestezia generală? Absolut, da. Poate să înlocuiască anestezia generală, inclusiv pentru amputații, dacă vă dați seama. Extraordinar. Da. Și se folosește, de exemplu, la spitalul din Liege, în Belgia. Și ei folosesc cu foarte mare succes de zeci de ani deja. În America, în multe spitale, se fac operațiile în hipnoză. Da.
Deci accesați acest curs de hipnoterapie și atât dacă vă doriți să vă schimbați cariera, să deveniți hipnoterapeut, dar și ca un curs de dezvoltare personală, prin intermediul căruia să vă puteți, în primul rând, voi transforma viața și apoi să transformați viața celor de lângă voi sau celor pe care o să-i ajutați în urma acestei terapii. Doamna doctor, a fost o reală plăcere să v-am invitat astăzi în cadrul emisiunii Despre Tine. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, am dorit să ne spuneți un ultim mesaj din partea dumneavoastră. Dacă ar fi să alegeți un ultim mesaj, care ar fi acesta? Cred că esența acestei terapii, lucru pe care l-am învățat și care consider că este cel mai important pe care noi putem să-l facem, este să adoptăm iubirea necondiționată în toate situațiile, față de noi în primul rând, să alegem să ne iubim necondiționat și să îi iertăm pe ceilalți și să iubim necondiționat pe ei, să lăsăm deoparte orice formă de critică și judecată altora, pentru că nu știm de ce fac lucrurile acelea, pentru că energia iubirii necondiționate pe care noi alegem să o aducem prin noi și să o oferim altora, este de fapt energia divină. Și în acest fel noi ne conectăm tot mai mult cu energia divină și devenim temple, să zic așa, corpul nostru devine un templu al divinității. Mulțumim frumos pentru această conștientizare și vă urăm mult succes în continuare în toate proiectele dumneavoastră. Mulțumesc mult de tot! Cu mult drag! Dragii mei, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la finalul acestei emisiuni. Nu uitați, rămâneți conectați la divinitate, la acea iubire necondiționată și fiți luminoși și cât mai frumoși pe parcursul întregii dumneavoastră vieți. Să aveți o seară minunată!